generic România voievodală, cu toate că poezia mea nu se apleacă în mod explicit asupra temei voievodale, dar titlul volumului din care voi citi se numește Erotico-Apocaliptica. Este un volum de poezie construit ca o meditație mistică asupra Apocalipsei văzută ca transfigurare în lumină. Și de ce erotico-apocaliptica? Pentru că erosul, atât în faceta lui de eros omenesc, contopitor, cât și în faceta lui cea mai elevată de eros mistic al relației dintre om și Dumnezeu în rugăciune, în taina harului, de asemenea contopitor, că erosul în ambele forme, trăite la modul mistic, la modul ceresc, este cel care ne ajută să trecem peste toate ispitele istoriei, luminându-le cu lumina noastră interioară, primită de la Dumnezeu. Doar așa putem trece peste tot ce este rău, doar așa putem topi aceste cupe ale mâniei dumnezeiești, despre care citim în Cartea Apocalipsei, aducând lumina noastră, aducând smerenia noastră, aducând pacea noastră a sufletului, care prin puterea harului poate fi mai tare decât toate ispitele acestea care vin peste noi. Cultivând acest eros înțeles ca iubire transfiguratoare. În această lumină se vede din când în când și vechea noastră Dacie și vechea noastră Românie voievodală, atenție, nu într-un mod protocronist, așa cum își propun unii sau încearcă unii să-și închipuie, istoria nu se repetă niciodată identic, doar în infern. În infern, în zona sisifică, ea se repetă. Nu! Prin mila Domnului se preiau numai părțile bune, pentru că păcate și părți și greșeli au existat în toată România noastră și voievodală și dacică și în toate celelalte etape, să nu le mitizăm excesiv, să nu le gândim la modul pueril și patetic. Deci au fost lucruri bune în care credem și care ne luminează până astăzi și au fost atâtea greșeli de care aflăm, dacă îl citim mai mult, istorie pe care ar fi bine să nu le repetăm. Bun, cam astea ar fi coordonatele principale, mai este una tot legată de România voievodală, sau hai să zicem totuși România oarecum mitică, cea a poemului popular de rezonanță mistică. Va fi ultimul poem pe care vi-l voi citi. Este o meditație teologică asupra a două moduri de a-L adora pe Dumnezeu. Este un poem dramatic, scris ca un dialog între două grupuri de personaje, un personaj și un grup de personaje. O fecioară cerească se roagă lui Dumnezeu, probabil că este o sfântă care din cer se roagă lui Dumnezeu, și apare, ne amintim de mitul Călușului, deci avem călușarii noștri mistici din tradiția noastră populară care aduc niște rituri foarte vechi, tot de unire dionisiacă, să zicem, cu Dumnezeu, prin joc, prin cânt, prin dans, printr-un dans ceresc, un dans de foc mistic care îi înalță pe dansatori spre Dumnezeu. Sunt două moduri de a te apropia de Dumnezeu, prin rugăciune și printr-o artă elevată, o artă a dansului. Ei, apare un dialog mistic între cei doi adoratori sau ai lui Dumnezeu, cei trei călușari ca o echipă, ca un tot unitar, și fecioara care se roagă în capacitatea ei lui Dumnezeu, în care unul îi provoacă pe alții de a prelua și celălalt mod de închinare. E un dialog dramatic și o luptă oarecum chiar periculoasă. Îi veți vedea rezultatul în acel ultim poem, care e un pic mai lung, Călușul se numește. Așa.